Este bine cunoscut faptul că plantele convertesc bioxidul de carbon în oxigen. Câteva plante de cameră în oficiu sau locuința noastră, pe lângă aspectul estetic care îl oferă unui interior, vor îmbunătăți și calitatea aerului. Azalea nu numai că bucură ochii, dar și absorbe cel mai eficient formaldehida și benzolul, care se mențin, de exemplu, în detergenți pentru mobilă. Bucătăria este locul potrivit pentru creșterea acestei plante. Lumina este foarte importantă, de asemenea, aceasta necesită multă apă, în special în timpul verii. Gerbera este potrivită în cameră pentru copii sau în camerele luminoase. În cazul acestei plante, lumina este factorul care generează înflorirea. Florile pot fi albe, roz, galbene, portocalii, roșii și de obicei au mijlocul mai intens colorat. Gerbera trebuie să fie udată regulat și din abundență, dar să avem grijă ca rădăcinile să nu stea în umezeală. Smochinul plângător este o plantă decorativă care se poate amplansa în camera de oaspeți. Planta neutralizează vapor de formaldehidă, toluen, xilen și amoniac. În plus, floarea urmărește bine aerul. Culoarea frunzelor poate varia de la verde închis până la combinații de verde cu gălbui sau alb. Aceasta trebuie păzită de curenții de aer, dar acceptă câteva ore de soare în fiecare dimineață. Oamenii folosesc aloe vera de mai bine de 6.000 de ani. Dormitorul este potrivit pentru această floare. În Egipt, ea era cunoscută drept floarea nemuririi. Chiar și în ziua de azi, floarea se folosește pentru tratamentul bolilor de piele, leziunilor și arsurilor. Aloe vera protejează aerul de formaldehidă și benzol, iar pe timp de noapte, floarea elimină oxigen și absorbe dioxid de carbon. Cactusul, planta cel mai des întâlnită la birou. Acesta absorbe radiațiile electromagnetice ale calculatorului. Nu are nevoie de multă îngrijire și atenție, iar din acest motiv sunt plante de interior extrem de convenabile. În plus, aceste plante își au farmecul lor, prin aspectul sălbatic și prin tonurile lor plăcute de verde. Înfloresc rar, de obicei având o singură floare, iar aceasta poate avea mai multe culori. Vestiarul este potrivit pentru planta Paianjen. Floarea este foarte nepretențioasă, poate crește în orice sol, condiții de iluminare și temperatură dificilă pentru alte plante. Floarea absorbe eficient toate emisiile de chimicale din suprafețele vopsite, tapete și produse de poligrafie. Cu toate acestea, este bine să nu fie expusă direct în lumina soarelui, pentru că atunci vârful frunzelor se poate usca. Coleusul este o plantă care preferă întunericul, dar de aceea poate fi amplasată în antreu. Nu este pretențioasă la îngrijire și rezistă bine la curenții reci de aer. Filtrează foarte bine aerul și în plus arată minunat. Preferă solul umed și bine drenat. Prea puțină apă dăunează plantei, dar udarea excesivă va face ca frunzele să devină maronii cu marginile arse. Coleusul este o plantă anuală fragilă care nu rezistă la frig. Crinul păcii poate fi amplasat în coridor. Nu este pretențios la lumină și este vârful topusului NASA după capacitatea de a curăța aerul de cele mai răspândite substanțe nocive. Crinul păcii poate fi amplasat în coridor. Nu este pretențios la lumină și este în vârful topului NASA după capacitatea de a curăța aerul de cele mai răspândite substanțe nocive. Este o plantă cu vegetație permanentă care înflorește primăvara și toamna. Vara preferă temperaturi moderate și semi-umbra, iar iarna trebuie să asigurăm spații călduroase. Mușcata se recomandă pentru casele vechi. Floarea dezinfectează și dezordonează aerul, îl curăță de bacterii și luptă cu moliile. În funcție de specii sau de soiuri, aceste plante pot avea miros de măr, scorțișoară, trandafir, mentă și lămâi. Substanțele esențiale nu numai că răspundesc cu aromă plăcută în încăpere, dar și acționează benefic asupra somnului și calmează sistemul nervos. În medicina populară tradițională, mușcata a fost folosită în tratarea ulcerului, durerilor de cap și de urechi.